Romanul s-a îmbogățit cu un nou spațiu cultural de referință. Arhitectul Iulian Negru a transformat un spațiu de la parterul pietonalului Ștefan cel Mare într-o galerie de artă, în care a inaugurat și o primă expoziție colectivă. Artistul mărturisește că deschiderea unui asemenea spațiu, care va fi transformat într-un atelier în care acesta va lucra cu puștimea romașcană, pasionată de artă, înseamnă materializarea unui vis al său mai vechi, de a educa actuala generație spre frumos. Cum spuneam și pe alte zile dinainte, a fost un vis. Nu o să-i fac atât, probabil, dar să lucrez cu copiii. Lucruri frumoase, lucruri adevărate, lucruri care pe lor le-ar îmbogăți foarte mult imaginația universului. Și am plecat la drum cu o galerie atelier. Știind de existența altor galerii din experiență din așa, m-am gândit că dacă aș face o galerie atelier, ar fi minunat pentru copil să lucrezi, să lucrez eu cu el, să-l învăț, să dau prin ce știu eu, să dau și lor. Și să le și expunem totodată. Trebuie să îi formăm, dar trebuie să îi și promovăm. De aici a venit ideea unui spațiu, nu știu, cred că e special amenajat încă. În curând o să fie, cred că m-am tarat nicio cameră până acum, nu mai. Ce să vă mai zic, nu știu, e un moment minunat, am emoții cât blocul ăsta până sus. Sper că am reușit să adun artiști valoroși, să arăt romanii cum se poate. O altă dorință a fost să îmbogățim puțin pietonalul ăsta, că prea e staționar așa. Îmi propun ca pe perioada verii, pe sezonul cald, să ies cu copiii să expun în pietonal. Am un proiect pentru 1 iunie, deocamdată l-am mai zis la un moment, dar aș vrea să țin secret. Chestii inedite pentru roman. Generosul artist își propune pentru viitor atragerea cât mai multor copii spre artă, spre muzică, spre frumos, intitulată sugestiv Wall of Art. Galeria își propune ca aceasta să genereze viitoare proiecte artistice prin care România să poată fi promovată prin ce are mai frumos. De ce Wall of Art? De ce nu zidul de artă? Nu mai știu mai frumos Wall of Art. Nu știu, m-am gândit la un moment dat că aș putea să promovez ușor în afară. Ei, în limba engleză fiind internațională, ar fi mai lejer. Ar fi sunat frumos și zidul de artă. Aș vrea să fac din arta, nu știu, din frumos, aș vrea să fac un zid care să nu ne tragă înapoi, ci tot să fie scut și tot să înaintăm, că parcă după atât de vreme cam stăm. Și să fie de neclinchit. Cum credeți că va fi acest proiect? După câte am văzut cu foarte mare plăcere și interes cu vorba doamnei, îmi pare rău că nu am reușit să finalizez cu fațada cu tot. Poate am dat prea pe repede înainte, dar reacția e super. Sunt super încântat de reacția romașcană. Despre câți copii? Nu știu, nu pot vorbi despre un număr anume. Ar putea fi și 2, ar putea fi și 100. Important este să ne facem timp, important este să învățăm ceva, important să-i aducem pe un drum, nu știu, care sper eu, spre frumos. De fapt, ăsta e scopul, spre frumos, spre corect. Și am zis-o de multe ori, noi ar trebui să fim corecți. Dacă am fi corecți și cu bun simț, am ajunge departe. În materializarea proiectului și deschiderea primei expoziții colective la această nouă galerie, arhitectul Iulian Negru a fost sprijinit de Mihaela Ciobanu, directorul Muzeului de Artă din Roman, extrem de încântată de generozitatea unui asemenea proiect menit să sprijine educarea artistică a tinerei generații. Cum deja s-a spus și cei care sunteți aici, sigur îl cunoașteți, și eu la fel îl cunosc pe Iulian de peste 10 ani și la fel l-am văzut. Un visător, un răspătător, un luptător și mai ales un pasionat. Și iată că în seara aceasta și împlinește un vis, un mare vis. Noi de mult vorbim, treceam des pe la muzeu și vorbeam despre așa ceva. Nu și împlinește doar un vis, ci împlinește o dorință a mașcanilor, o dorință a celor iubitori de artă. Și mai ales în momentul acesta era absolut necesar. Iar titlul acestei galerii, numele, este extraordinar, Zidul Artei. Eu îmi doresc să fie cu adevărat un zid al artei, un zid pentru promovarea talentului și a creativității, a talentelor adevărate.
pentru formare. Și formare mai ales. Și cum spuneam că acest vis este a tuturor celor iubitori de artă. Este necesar un acest fel de spațiu și mai ales că vine din partea unui om atât de pasionat. Rar am întâlnit un tânăr atât de pasionat ca Iulian. Wall of Art trebuie să devină un zid al spiritualității. Cunoscuta scriitoare Violeta Lăcătușu, care cochetează și cu artele plastice, a fost cea care a vorbit despre proiectul arhitectului Iulian Negru de a face posibilă întâlnirea romașcanilor cu nume de referință din arta plastică romașcană. Sunt rubatic la liceul 2, dar foarte inteligent. Nu știu dacă doamna profesoriță a fost profesor cu doamna Loreanu. Foarte inteligent și-l cunosc de atunci și m-am dus să-l refuz. Este într-adevăr un zid spiritual. Este într-adevăr o mare bucurie și pentru oraș, pentru familia Negru. Negru, acest nume predestinat de culoare, de non-culoare. Știam, am lumea am zis, non-culoare, ca să fiu mai exact, așa, dar generatoare de ton. Om de știință, profesor de fizică, de matematică și de fizică, asta foarte bine. Așa. Generatoare de tonuri și generatoare, cum ați spus, de multe proiecte. De negru acesta, zicea domnul primar, negru acesta este, de, nu știi ce surpriză a spus, da. Culoarea negru. Și trebuie să ne așteptăm cu cea, dar lucruri foarte, foarte bune. Am văzut, aici se întâlnesc foarte mulți pictori. Sunt cu doar de bine talentați, imediat se rezolvă după ce am făcut. Și mă gândeam, că se văd influențe, benefice din foarte multe curente culturale. În pictură, doar în pictură așa direct de se schimbă curente, nu știu, chiar e o idee care am să o profundez acum, n-am aprofundat, poate mai mult ca celelalte arte, ca când e curente, care cică apar, în curând acea idee, leagă pe celelalte, dar ele își trag seva din precedentele. Că dacă ne gândim numai la secolul trecut și lor, naviști, pașiști, apoi fori, cubiști, apropo, s-au văzut niște, i-am văzut, ați admirat revistul în sală, cât de amintesc curentele acestea, niște tablouri cubiste, foarte, foarte interesante. Galeria din Pietonalul Ștefan cel Mare va găzdui cât de curând un atelier de formare a copiilor dornici să se exprime prin artă. Pentru prima dată, Iulian Negru se gândește să învețe pe cei mici și desenul de arhitectură și promite că va realiza cu aceștia o serie de machete. Dar visul arhitectului romașcan este acela de a învia Pietonalul Ștefan cel Mare, care, în opinia sa, este la această oră, pe nedrept, lipsit de viață. Marea surpriză va fi pregătită însă de generosul artist pentru 1 iunie. Acesta a lăsat însă suspansul despre ceea ce se va întâmpla de ziua copiilor. Suntem convinși însă că este continuarea acestui generos proiect artistic.